Bună ziua! Să venim! Preacucernici părinți, stimate autorități centrale, domnule secretar de stat Geopopa, stimate autorități județene, consilieri județeni, stimați consilieri locali, doamnelor și domnilor, dragi măineșteni, Hristos a înălțat! Programul manifestărilor de astăzi va începe cu intonarea imnului de stat, după care un sobor de preoți din protopopiatul Moinești, condus de părintele Costel Mareș și un reprezentant al Bisericii Catolice, va susține o slujbă de pomenire a eroilor neamului, după care vor avea loc câteva discursuri, bineînțeles de punerea de coroane, un mic spectacol susținut de doamna Marinica Ifrim de la Clubul Elevilor. Acesta este un prim program pentru ziua de astăzi, urmat de un spectacol începând cu ora 18 în Parcul Central, susținut de Corala Armonia din Constanța, o corală care a mai avut spectacole la Moinești, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Parte din dumneavoastră o știți, vă aștept cu drag, este amenajat acolo în fața scenei și un teatru de vară cu scaune, vă aștept pe toți cu drag. Așadar, să ascultăm imnul României. Bordă drept pentru onoarele aici! Thank you.
slujba religioasă. Gardă, descoperiți! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 aleluia. Ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chivernisești, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Bunule, ziditorule, fă odihnă, Doamne, și sufletelor adormiților roșilor tăi, că spre tine nădejdea și-o pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pre tine zici limante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pre care le l-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntit. A credincioșilor mântuire. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Că ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, eroi, ostași, martiri ai neamului nostru românesc, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagări, în temnițe și în deportări, pentru apărarea țării noastre, pentru întregirea neamului nostru românesc, pentru libertatea și demnitatea, credința noastră strămoșească și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, Domnule Dumnezeul nostru să așeze sufletelor omnedumnezeu și se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Dumnezeul Duhurilor și-a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, eroi din toate locurile și din toate timpurile, care s-au jertfit pentru apărarea țării, întregirea neamului și slava Sfintei noastre biserici. Și odihnește în loc luminat, în locul verdeață, în locul odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun
și iubitor de oameni, iartă-i, Dumnezeu să-i ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău adevărul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Era și viața și odihna a dormiților robilor Tăi, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață păcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților, robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de ridicăm și noi o rugă pentru eroii patriei și pentru eroii municipalității. Fraților preiubiți, Domnul nostru Iisus Hristos a spus: Eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Și tot cel care trăiește și crede în mine, nu va muri în veci. Încrezător în aceste promisiuni, să ne rugăm pentru răposații eroi și pentru toți răposații noștri. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia și cu ochii mei voi vedea pe Dumnezeu, Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul și ochii mei îl vor privi. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, Mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, Mântuitorul meu. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, în toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru prea îndurător, primește în lăcașurile veșnice pe toți răposații eroi. Te rugăm, ascultă! Iartă de pedeapsa meritată pentru păcate. Răsplătește-i cu fericirea veșnică pentru binele săvârșit pe pământ. Păi părtași pe răposați eroi de bucuria ospățului Tău veșnic. Primește, Doamne, rugăciunile noastre pentru eroi. Doamne Dumnezeule, Tu ești lumina credincioșilor și viața sfinților. Tu ne-ai mântuit prin moartea și învierea Fiului Tău. Te rugăm, fi milostiv cu slujitorii Tăi răposați, cu eroii patriei și învrednicește-i să Te vadă în strălucirea veșnică, pentru că au crezut în misterul răscumpărării prin Hristos Domnul nostru. Odihna cea veșnică de lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerului, iar după sfântă învierea Ta de-a treia zi, cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și dezlegate în cer câte de dânsii pe pământ s-au legat și dezlegat, care prin nespusa Ta iubire de oameni ai învrednicit și pe noi
nevrednicii robii trebuie să fim moștenitori aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunul împărate, prin noi nevrednicii slujitorii Tăi, iartă adormiților robilor Tăi, Dumnezeu să ierte, eroi, ostași și martiri ai neamului nostru românesc, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagre, în închisori, în deportări, pentru apărarea țării noastre și pentru întregirea neamului nostru strămoșesc. Și orice au greșit ca niște oameni într-o această viață, iartă-le, Doamne, prin cuvânt, cu lucrul sau cu gândul. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veacuri neplăcuție, iar trupurile să se dea firii cele zidite de Tine. Că binecuvântate și preamărite în vecii vecilor, pentru fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, eroi, ostași și martiri ai neamului nostru românesc și le fă lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică și le fălu, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu să ierte cu drețe, se odihnească, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Dumnezeu să ierte. Cu prilejul acestui moment înălțător pe care trăim astăzi împreună, Părintele nostru Arhiepiscop Ioachim al Romanului și Bacăului a transmis un mesaj căruia vă rog să-mi permite să-i dau citire în cele ce urmează. Stimate autorități centrale, județene și locale, stimate domnule primar, preacucernici părinți, stimați invitați, Hristos s-a înălțat! Pomenirea eroilor neamului românesc în ziua praznicului înălțării Domnului nostru Iisus Hristos a fost instituită încă de la începutul secolului trecut, când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea sa din 25 mai 1920, a pus în aplicare decretul lege numărul 1693 din 4 mai 1920, prin care primul parlament al României Mari și regele Ferdinand stabileau în mod expres acest fapt. Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din cel an a fost consfințită cu alte două hotărâri sinodale din anii 1999 și 2001, prin care această zi a fost proclamată ca sărbătoare națională bisericească. De asemenea, începând cu anul 2003, prin legea 379, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea înălțării Mântuitorului Iisus Hristos a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. Întrucât darul libertății și al unității naționale, simbol al demnității poporului român, a fost obținut cu multe jertfe de vieți omenești și multe eforturi spirituale și materiale, biserica noastră se roagă la fiecare liturghie pentru toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Biserica a avut și are un rol de primă însemnătate în viața poporului român. Ea și-a îndeplinit cu jertfălnicie și înțelepciune misiunea ei spirituală în mijlocul comunităților de credincioși din întreg spațiul românesc, fiind cu adevărat mama spirituală a poporului român, după cum o numea marele poet național Mihai Eminescu. Străbunii noștri s-au jertfit pentru ca noi astăzi să știm cine suntem, pe trupurile lor însângerate și pe idealurile lor
pentru care s-au jertfit, s-a făurit România unită și independentă, așa cum pe osemintele martirilor se zidesc locașuri sfinte, iar din coasta străpunsă a lui Hristos s-a născut biserica. Memoria vie a eroilor neamului este păstrată în conștiința acestui popor, care a știut să le scrie cu recunoștință o pagină de aur în cartea de istoria a unui neam, ce a fost răstignit de mai multe ori în istoria sa, dar tot de atâtea ori a știut să învieze. Astăzi vorbesc despre jertfa lor cărțile de istorie, monumentele funerare închinate lor, muzeile și bibliotecele ce poartă înăuntru lor ca pe odoare sfinte, amintirile de neam ale unui sacrificiu ce nu poate fi egalat, înlocuit cu nimic. Avem datoria sfântă de a-i purta în gândirile și rugăciunile noastre, de a demonstra prin fapte că idealurile lor pentru care s-au sacrificat sunt astăzi mediul în care românii își cresc și educă copiii, își mărturisesc credința și își exprimă libertatea de gândire. Veșnică pomenire eroilor neamului nostru românesc. Amin. Gardă! Trec! Acoperiți! Mulțumim preacucernicilor părinți, mulțumim părintelui protopop Costel Mareș, mulțumim părintelui de la Parohia Catolică și în continuare, așa cum spuneam la început, programul, în continuarea programului vor urma câteva discursuri, bineînțeles și domnul Ioan Procopie, veteranul de război, după care momentul artistic. Doamnelor, domnilor, dragi băineșteni, sunt bucuros și onorat să fiu astăzi, în această zi mare sărbătorită de toți creștinii ortodoxi, ziua Învierii Domnului și ziua eroilor neamului românesc, aici, în fața monumentului eroilor din municipiul Moinești. Ziua eroilor este o sărbătoare națională a României, pentru comemorarea celor care au murit pe câmpurile de luptă și este celebrată în aceea zi cu sărbătoarea Învierii Domnului, încă din anul 1920, când Sfântul Sinod a hotărât acest lucru. Se cuvine să ne aplecăm cu gratitudine, respect și mândrie asupra semnificației acestui moment pentru cei care slujesc sub drapelul tricolor. Este o zi a cinstirii memoriei eroilor noștri, care și-au sacrificat viața pentru ca acest neam să dăinuiască de-a lungul istoriei, celor care s-au dedicat apărării patriei, care au contribuit prin șerfa lor la formarea națiunii și a statului român, dar și a celor care au căzut la datorie în misiuni internaționale în numele unor valori și principii universale. Nu putem să cinstim memoria acestor eroi altfel decât ducând mai departe moștenirea lor, prețuind valorile pentru care s-au jertfit și iubit această țară, așa cum au făcut-o ei. Este o zi în care celebrăm patriotismul și vedem cum se manifestă acesta pentru fiecare dintre noi. Cred că patriotismul nu înseamnă cuvinte mari, manifestări zgomotoase cu simbolul care epatează. Patriotismul se exprimă prin lucru de bun simț, prin faptul că respectăm legea, că ne facem treaba cu onestitate, că îți pasă de cei care te-au ales să-i reprezinți. Ziua omagierii eroilor naționali este ziua în care noi, cei în viață, ar trebui să ne măsurăm credința, umanitarismul, conștiința și dragostea de țară în raport cu anvergura dată de reperele morale și spirituale ale neamului românesc. Prin ceea ce facem noi zi de zi în comunitățile noastre și mai cu seamă prin ce facem astăzi, acum, aici, când ne manifestăm credința fermă în Dumnezeu și atașamentul față de valorile și identitatea noastră națională, reușim să transmitem visul de secole a eroilor neamului nostru către generațiile care vor urma. Hristos s-a înălțat! Vă spuneam, alături de noi este domnul Ioan Procope, veteran de război, care în mai puțin de jumătate de an va împlini 100 de ani. Să-l aplaudăm! Și să ascultăm cuvintele. Domnule primar, dragi camarazi, onorată asistență, permiteți-mi, vă rog, ca în numele Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Ieremia Grigorescu să aduc astăzi salutul Hristos s-a înălțat. Astăzi sărbătorim Ziua Națională a Eroilor. Eroi care s-au oferit cel ce au avut mai scump de la bunul Dumnezeu viața
i-au murit. Mulți au fost care au plecat pe front, dar puțin s-au întors. Câțiva care s-au mai întors au venit cu sechele, fără mâini, fără picioare. Dar cei mai afectați au fost părinții, mamele, mai ales copiii care au rămas fără tată. Au rămas fără tată copii care nici nu l-au cunoscut, nici nu știu cine-i tata. Și-a întrebat pe mamă, mamă, dar unde-i tata? E război. Dar ce e la război? Ei nu știau ce e la război. Cu timpul au aflat, cu timpul s-au identificat asupra acestui fapt. Am spus că mulți au fost pe front și puțini s-au întors. Au rămas mamele care să îndeplinească două calități, aceea de mamă și de educătoare, adică tate. Pentru mame și pentru tate a fost un să înălțăm astăzi cuvinte de laudă. Eroii au fost cântați prin poezii, prin doine, astfel marele erou Nichita Stănescu arde așa poezie, nu-l uita pe erou. Nu-l uita pe erou care a căzut pe front. Opriți un loc la masă, că cel va fi viu. Și atunci opriți într-o vine de departe și un culcuș în casă. Pe monumentele care s-au înălțat în cinstea acestor eroi, sunt înălțate cuvinte care nu se uită. Astfel, din ziarul veteranul de război, am depistat un scris pe care îl voi rosti pe de rost. Călătorule, tiner sau vârstnic, trecând prin fața acestui monument, prin care este înscris cu litere de aur numele unui erou, oprește-te o clipă, și fără acesta tu nu erai astăzi liber să vezi frumusețele naturii și să le admiri. Să le admiri pentru să le lăsați ție din viață infanteristul, cavaleristul, tanchistul. Ei au murit, s-au dus, Dumnezeu să ierte și o plătească. Putem noi oare să uităm astăzi pe eroi neamului? Putem să uităm noi astăzi pe cel care pentru prima dată a făcut unirea timp de un an de zile, Mihai Viteazul. Dar apoi, după un an de zile, a fost ucis mișelește de către Mișelu, altfel patrului, generalul Basta, care a trimis un fel de comando, a pătruns în cortul unde era, l-a decapitat, dar soldații care l-au iubit, au luat capul și l-au transportat și astăzi se găsește la mănăstirea neamului de sus de Târgoviște. A vorbit de eroi, sunt foarte mulți. Eroi sunt considerați și acei trei mari, Horia, Cloșca și Pișan. Aceștia pentru că au cerut drepturi, au fost pedepsiți prin ordine urmate, blestemate, Maria Tereza cu cea mai groasnică pedeapsă, tragerea pe roapte, cât o fi îndurată oare. Eroi a fost și locotenentul Rebreanu, care pentru că bun român, fiind în armata ungară, care a refuzat să lupte contra românilor și a dezertat, l-a prins și l-a spânzurat, pentru care considerăm fratele lui marele scriitor Liviu Rebreanu, a scris acea carte
cultura, pădura spânzuraților. Vă rog să mă scuzați, vă rog să mă mai greșesc. Suntem. Privesc în fața mea armata. Armata care și-a făcut datoria. Primesc în fața mea pe cei care apără țara. Țara nu poate fi apărată decât de armată. Armata este cea care luptă, se servește și până la urmă își dă tot ceea ce a avut mai scump de la bunul Dumnezeu, viața. Eu îmi închei mica mea locuțiune și mă adresez celora care sunt departe de noi, aproape 5 milioane care sunt departe și care, pe considerentul că n-au ce mânca în România, de ce sunt? Au plecat și sunt în străinătate. Eu le doresc să vie cât de curând la țară, pentru că pie pâinea cât de rea, tot mai dulce e în țara ta. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc multă, multă sănătate. Sus inima români, trăiască România! A spus că nu cade și mai vrea 100 de ani. Îi urăm și noi de asemenea multă sănătate, să dea Dumnezeu să ne întâlnim în luna decembrie, să-L cistim, pentru că este eroul nostru al moineștenilor. De asemenea, lângă dumnealui se află și doamna Țilică Ilinca, urmașă a unui veteran de război, care a căzut chiar aici, pe meleagurile moineștene. Mulțumim, doamna Țilică! Pentru că avem o delegație de la Ministerul Culturii, aș vrea să-l invit alături de mine pe domnul secretar de stat Geo Popa pentru a vă adresa câteva cuvinte. Vă rog, domnul secretar. Hristos s-a înălțat! Dragoceniți părinți, domnule primar, dragi moșneșteni, iubiți români, este astăzi un moment pe care îl așezăm cu temei pentru neuitare. Este un moment important pentru fiecare dintre noi, pentru toți românii, momentul neuitării. Este un moment al memoriei active, atunci când noi românii înțelegem să aducem prin cuvintele noastre mai rotunde, mai pătrate, mai colțoase, tot ceea ce e mai bun din mintea și din sufletul nostru pentru cei care s-au jertfit, pentru cei care au făcut posibil acest moment în care noi putem să ne spunem în față adevărurile noastre. Vorbim astăzi despre eroi. Aș vrea să vă vorbesc astăzi despre erou, despre eroul. Eroul, individual vorbind, nu aparține doar trecutului. Eroul aparține prezentului. Eroul aparține viitorului. Pentru că el poartă un simbol de preț. Simbolul libertății. Și acest simbol al libertății este așezat în istoria noastră prin jertfă. E bine să învățăm și de la alții. Uneori e bine să învățăm. Aș spune chiar, e bine să învățăm tot timpul. Acum 3 zile, într-o manifestare grandioasă, s-a sărbătorit momentul important al celui de-al doilea război mondial, al debarcării din Normandie. Șef de state, oameni importanți și-au spus gândurile cu această ocazie. Unul nu s-a uitat pieziș la celălalt. Iar cancelarul Germaniei a avut un cuvânt înălțător, spunând că acel moment a marcat, de fapt,
înfrângerea hitlerismului și a fascismului, începutul acelei înfrângeri. De acolo, din interior, a călcat peste toate orgoliile de neam, de entitate, de etnicitate și și-a spus adevărul pe față. Să învățăm și noi de la aceștia și să ne spunem că putem trăi în armonie cu toți ceilalți, cu cei care din timpuri ne-am adunat în diferite teritorii ale patriei. Să spunem tuturor cât de importante sunt aceste momente ale neuitării, cu atât mai importante cu cât ele vorbesc despre ceea ce putem clădi împreună în viitorime. Să spunem tuturor că eroul nu poate fi negociat, că el este cel care aduce partea de adevăr istoric pentru tot ce înseamnă ființa noastră națională. Să învățăm împreună să trăim în armonie, să învățăm împreună să trăim cu demnitate, așa cum ne învață eroii care au căzut și pe aceste meleaguri și, așa cum am spus și altă dată, acești munți poartă aurul de preț, osemintele eroilor noștri. Fie că această zi să rămână în memoria acestor copii minunați și a tuturor celor care s-au adunat astăzi aici, fie că această zi să însemne partea de relansare a tot ceea ce înseamnă partea de bine, de frumos și de adevăr pentru români, pentru toți cei care locuiesc în această țară, în armonie, în dreptate și în adevăr. Fie ca această zi să poarte cu ea înălțător gândul că noi suntem urmașii acelor eroi, al eroului cu nume sau al eroului cu numele uitat, cel fără de nume, care ne pune pe noi în situația ca astăzi să vorbim aici liber, să ne desfășurăm toată activitatea noastră de zi cu zi și de peste timp, de peste an, în înțelegere și în bunătate. Așa să ne ajute Dumnezeu. Urmează ceremonia de depunere a coroanelor de flori. Ordă, drept! Pentru onor înainte! Din partea Parlamentului României și Guvernului, domnul senator Viorel Ilie, delegația condusă de doamna consilier Raluca Lăzroaie, partea OATE Municipiul Măinești, domnul primar Valentin Vieru și domnul viceprimar Nicolae Breacă. Partea veteranilor de război, delegația condusă de domnul colonel Ioan Procopiu.
se depune o coroană din partea Consiliului Local al Municipiului Moinești. Delegația este condusă de consilierii locali ai municipiului. Depune o coroană din partea Ministerului Afacerilor și Internelor, Garnizoana Moinești. Se depune o coroană din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, ALDE. Se depune o coroană din partea Partidului Social Democrat. Se depune o coroană din partea Partidului Național Liberal. Se depune o coroană din partea Partidului Pro-România. Se depune o coroană din partea judecătoriei Moinești. Se depune o coroană din partea Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Se depune o coroană din partea Colegiului Tehnic Grigore Covălcescu, Moinești. Se depune o coroană din partea Liceului Teoretic Spiru Haret, Moinești.
se depune o coroană din partea Școlii Generale Alexandru Sever Moinești. Se depune o coroană din partea Școlii Generale George Enescu Moinești. Se depune o coroană din partea Școlii Generale Ștefan Lucian Moinești. Partea ansamblului Moineștean ca și mândrei ei românească, Moinești. Se depune o coroană din partea Asociației Habitat for Humanity Comănești. Se depune o coroană din partea OMV Petrom Moinești. Se depune o coroană din partea cea a repensionat Moinești. Se depune o coroană din partea cea a reiritas Moinești. Se depune o coroană din partea CECBAN Moinești. Se depune o coroană din partea SC Etric Auto Moinești. Mulțumim tuturor celor care au depus coroane în cinstea eroilor neamului. Și acum invit pe doamna Marinica Ifrin pentru un scurt program artistic.
Orice
minți, au apucat doar să se închine și să moară. Eroii nu mai au nevoi, eroii ne iau pe noi. Cât trăim, să nu-i uităm, un semn de dragoste să le dăm. Voi ați fost eroi, voi sunteți eroi, voi veți fi eroi, României noi. Dulcea noastră țară a salvat-o voi, glorie eternă dragilor de noi. Felicitări, să ne aplaudăm o dată pe acești dragi copilași și pe doamna profesor Marinica Ifrim. Așa cum vă spuneam, se încheie doar o parte din programul dedicat acestei zile, Înălțării Domnului și Ziua Eroilor Neamului, și reînnoiesc invitația, vă aștept pe toți cei prezenți, dar nu numai să invitați și pe alți apropiați ai dumneavoastră, să ne întâlnim începând cu orele 18 în parcul Băi, acolo unde pe scenă vor evolua cei din Corala Armonia, un spectacol folcloric, un spectacol dedicat eroilor neamului românesc. În încheiere aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au răspuns prezent instituțiilor publice, școlilor,
De asemenea, să mulțumesc plutoanelor de jandarmi, pompieri care au asigurat aici prezența militară. Să mulțumesc Poliției Naționale, Poliției Locale, Jandarmeriei care au asigurat ordinea, de asemenea colegilor mei din primărie care m-au ajutat să organizez acest eveniment și dumneavoastră tuturor care ați răspuns prezent. Așadar, vă aștept începând cu ora 18, sper ca picăturile de ploaie să nu vină, dacă vor veni să nu ne sperie, pentru orice eventualitate, dacă va ploua, avem pregătită și sala Centrului Cultural Lira. Dar așa cum am eu o promisiune, sigur nu va ploua, vă aștept cu drag pe toți acolo. Hristos a înălțat!